Un bărbat în vârstă de 60 de ani și-a pierdut viața ieri într-un tragic accident de circulație petrecut în zona Românești. Acesta se întorcea de la București împreună cu soția lui. Din păcate, cuprins de oboseală, bărbatul a dormit la volan și a intrat cu mașina într-un parapet de pe marginea șoselei. A fost nevoie de ajutorul echipelor de la descarcerare pentru a-l scoate pe bărbat dintre fiarele contorsionate. Viața însă nu i-a putut fi salvată. Soția a fost preluată de ambulanță și transportată la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Ploiești. Se pare că accidentul s-a produs ca urmare a dormirii conducătorului auto la volanul autoturismului. În urma accidentului a rezultat decesul conducătorului auto și rănirea gravă a pasagerei din dreapta față. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.